dar care sigur ne va duce pe drumul cu succes în Life Farm și nu numai. Ea este psiholog, coach, trainer și speaker certificat Joe Maxwell. De fiecare dată ne surprinde cu ceva super interesant. Oare ce ne-a pregătit de data asta? Erica, te invit pe scena Life Farm. Bună seara, bună seara, bună seara! Mulțumesc, Ianoș! Mulțumesc vouă, mulțumesc că am onoarea și ocazia să vorbesc din nou pe scena Life Farm. Eu sper să vă surprind din nou, pentru că eu am învățat de la John Maxwell, depășește întotdeauna așteptările. Și, într-adevăr, în momentul în care stai să te gândești cum să depășesc așteptările, ai o stare de bine, o stare de vibrație, de împlinire, de fericire. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult ce ai spus, Ianoș, într-adevăr, dezvoltarea nu apare de la sine, dezvoltarea nu se întâmplă așa, că așa vrem noi și că dezvoltarea se întâmplă în momentul în care ești intenționat. Și unde duce această dezvoltare? Unde duce această dezvoltare personală? Acolo duce că îți trăiești visul. Îți trăiești visul și uite așa, dezvoltarea personală m-a dus pe mine și m-a adus ca după 30 de ani să devin din om al cifrelor, să devin un om al sufletelor. După 30 de ani să trec de la statutul de angajat la cel de antreprenor. Și oare ce mi-a dat curaj să fac aceste schimbări, să fac schimbări majore în viața mea? După 30 de ani să devin trainer, speaker, coach, membru certificat John Maxwell Team, bineînțeles, visul meu. Visul meu și anume să fiu alături de cei care își doresc să devină persoane fericite, împlinite, să aibă curajul să facă schimbările necesare în viața lor ca să dea naștere visului lor. Și acum am să dau un share screen. Permiteți-mi să dau un share screen. Că am mai pregătit ceva așa pentru voi. Se vede? Ianuș, te rog să-mi confirm dacă se vede. Da, se vede. Bun. Ok. Numai... I have a dream. Cu siguranță toată lumea cunoaște acest citat al lui Martin Luther King. Iar această afirmație a dat acea putere ca să meargă mai departe și să își împlinească visul. Și vreau să vă întreb, oare ce este un vis? Ce este un vis? Cum poate un vis să vă ducă mai departe? Eu am ajuns la următoarea concluzie că un vis este o imagine și o schiță a scopului și potențialului unei persoane. Pentru că dacă ai un scop în viață, cu siguranță ești fericit. Și acel scop, dacă atașezi scopului și potențialul tău și prin dezvoltare personală poți să ajungi să-ți descoperi potențialul, vei trăi fericit și vei ajunge la acel vis. Și am stat așa să mă întreb de multe ori, care este visul meu? Și acum te întreb, care este visul tău? Pentru că dacă întrebați multă lume care este visul tău, mulți zic, habar n-am. Și trăiesc într-o stare de rutină, în fiecare zi este aceeași, merg la servici, vin acasă, nu au acea energie, acea vibrație care să îi facă să se trezească de dimineață și să spună, wow, ce minunată este viața. Ca să aflu răspunsul la această întrebare, această întrebare m-a dus la alte întrebări care au căutat răspunsul. Și una dintre întrebările, am să vă dau mai multe întrebări, la care am să vă invit să reflectați și să vedeți care este visul vostru dacă cumva nu l-ați descoperit. Și anume, ce te face să zâmbești cel mai des?
ce te face să pierzi timp, cu ghilimelele de rigoare? Cu ce poți să stai ore în șir fără să-ți dai seama că a trecut timpul? Despre ce vorbești în cea mai mare parte din timp? Ce ai face dacă ai ști că nu ai dat greș niciodată? Ce ai face gratis doar pentru că îți face plăcere? Ce ai face fără să stai pe gânduri dacă ai afla că mai ai doar 12 luni de trăit? Și răspunsul unanim pentru mine la aceste întrebări a fost să fiu alături de cei care doresc să-și descopere visul. Pentru că vă știți că eu m-am măritat cu visul meu, vă știți că am făcut și cununie, că mi-am găsit, avem și o melodie. Da, deci visul meu este acesta, să fiu alături de persoanele care doresc să crească, doresc să-și descopere scopul, să-și descopere potențialul în viață. Și m-am gândit ce să fac ca să aduc un element de noutate în această prezentare. Așa că am să vă invit să vă uitați, stați, numai puțin, că mai am și eu, ce se întâmplă? I had a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream. A fantasy. Pentru că dacă vrei cu adevărat, poți. Și eu mi-am... Ca să ajungi la visul tău, cu siguranță va fi nevoie să renunți la ceva. Pentru că dacă vrei să mergi către ceva, e nevoie să renunți la ceva. Și eu mi-am propus să schimb ceva în interiorul meu și să devin contagioasă, dragilor. Contagioasă. Să devin contagioasă, să le dau putere și altora să-și trăiască visul, să-și trăiască viața. Așa că eu intenționez să devin o persoană
transformațională, contagioasă, să fiu mai contagioasă decât COVID-ul. Pentru că dacă vrei, cu adevărat, poți. Eu vă mulțumesc frumos, sper că nu o să plouă mai tare pentru că am cântat, dar vă pup, vă îmbrățișez, mulțumesc din tot sufletul.